Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, etalare pentru iulie-august, pentru că există oarecare întârziere pentru iulie, dar evident, poate deja a început să se manifeste, poate urmează sau se va manifesta în august-septembrie, rămâne să descoperiți mesajele pe care vi le transmit, în cât timp se vor manifesta și poate nu se manifestă pentru toată lumea, decât pentru o parte, poate o parte din mesaje se manifestă în viața unora, o parte în viața altora. Nu uitați că în această cruce celtică pe care eu o practic sunt mai multe întrebări. Uneori, întrebările pot să se reunească într-o singură dimensiune. În ce sens? Să prezinte aspecte diverse într-o poveste, să zic, profesională, sentimentală, de familie. Dar, foarte posibil, pentru că sunt întrebări diverse, cei care ascultă le știu și le și spun la fiecare etalare, întrebările acestea să reprezinte diferite segmente din viața voastră. Da? Central, ori sentimental, ori o problemă care vă stă pe suflet, apoi influență exterioară, care se poate manifesta într-un fel sau altul. Sfaturile, vedeți cum le adaptați în viața voastră. Uneori pot să fie foarte diferite și atunci așa zisa poveste să pară confuză sau ilogică sau abstractă sau eu știu cum încearcă unii să proiecteze aceste cuvinte pe etalări, dar ele au sens dacă le vedeți eventual separat și nu încercați să le legați într-o singură poveste. Pentru că viața noastră este complexă și chiar dacă trăim iubiri împlinite sau neîmplinite, dragii mei, nu conștientizați, sunt convinsă că sunteți conștienți de faptul că sunt alte aspecte. Sănătate, responsabilitatea acasă, căsătoriți, necăsătoriți, toți aveți de plătit facturi, toți aveți niște, o familie, da? Părinți, frați, surori, veri, da? Toți aveți niște colegi sau foști colegi, da? Niște dorințe, niște frici, da? Care pot să aibă legătură cu, eu știu, un aspect sau cu alte aspecte, da? Acum, dragii mei, Capricorn și Caprioare. Căprioare, da. Știți că mie îmi place de voi, pentru că nu sunteți chiar așa cum încearcă unii să proiecteze imaginea. Însă, avem aici un 10 de spade, un faeton, o stea. Acum, că e cineva la distanță care vrea să, sau a sperat, da, a sperat că are destin cu voi, posibil, cineva la distanță, a sperat că veți merge împreună, da? Faetonul sau poate sunteți voi care ați sperat că veți merge împreună cu cineva și totuși a apărut aceste dezamăgiri multe, multe. E un ciclu care trebuie încheiat. Posibil pentru unii să fie un ciclu în care încheiați o problemă, o situație cu cineva cu aspecte în vărsătorul în special, alte semne de aspecte, poate să fie și ascendent și nodul nord, da? Da? Sau în rapt, pentru mine faetonul înseamnă și săgetător. Ideea este că au fost cineva a jonglat, nu a putut să manifeste această speranță datorită unor blocaje, neapărat că a jonglat doi de monede, dar se vede că în spate au fost niște blocaje și cineva nu a avut eventual determinarea, puterea, inspirația, cum să pun aceste blocaje la pământ și să meargă cu încredere către, eu știu ce, ar fi fost predestinat. Am văzut și 7 de bâte, asta înseamnă și confirm, vecinul meu Capricorn își face gardul. Deci, mare grijă sau subiect principal este granița, hotarul și granițele personale. Trebuie să vă protejați ceva, să vă protejați terenul de sub picioare, că acel teren este un teren emoțional, un teren profesional sau pur și simplu pământul pe care l-aveți, l-ați cumpărat, da, și vreți să construiți ceva, preocuparea unora este, într-adevăr, hotarul dintre voi și alții. Un hotar pe care unii ar putea să treacă dacă nu-l construiți corect și suficient de puternic. Soarele, interesant, hai să și tai pentru că îmi place cartea. Ce zice soarele? Da, vreți să manifestați, tot a apărut soarele, da? Vreți să ieșiți din aceste griji? Eventual, poate cineva a fost mai aventuros în viața voastră sau voi sunteți, da, variază. N-aș vrea să dau musai semne, dar văd semn de aer și semn de foc. Marcaj, repet, poate să fie ascendent. Și aici capricornul sau capricoanca, căpriuța, capriuța. Da, da.
Cineva poate că a comunicat într-un anume fel cu voi și v-a adus stres. Sau a încercat să vă cucerească sau v-a îndemnat într-o direcție și v-a adus stres. Ideea este stresul ăsta. Ce ar putea să fie? Pentru că se dorește manifestarea magicianului unei treziri sau a unei bucurii. Acest stres poate să fie cum manifesti ceea ce primești ca și informație sau inspirație sau cum îți manifesti fericirea eliberându-te de tentații? Variază de la om la om, depinde de nivelul său spiritual. Hai să și tai Capricorn. Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nodul Nord în Capricorn. Hai să vedem. Central. Asul de bâte. Aici este o chestie de inspirație. Cineva vă inspiră. Și o idee o țineți eventual, dacă nu e obligatoriu să fie cineva. Poate să fie o tentație, poate să fie dorința, nu neapărat de aventură în sensul erotic, dragii mei, să descoperiți ceva. Uf, vă rog, încercați să priviți mesajele mai larg, din tot sufletul, vă rog, da? Astfel de bâte poate să fie o idee pe care o țineți undeva în sufletul vostru și vedeți dacă se poate manifesta ce vă trebuie ca să o manifestați, o idee. Aveți un proiect de arhitectură pe care trebuie să-l faceți, da? Capricornii sunt cei mai buni ca și arhitecți, în mod special, sau cine are planete în Capricorn. Și aveți o idee trăsnet, cum să ieșiți din tipare, cum să creați o construcție ieșită din comun. Un exemplu, da? Asul de bâte. Da? Evident că poate să fie și atracție față de cineva, poate să fie și tentație, poate să fie și dorința de a o lua de la 0-1. Iar variază. E interesant, am vorbit 0 și 1. Și aici este provocarea. Ideea este, inspirația este, dar cum o luați de la 0, cum riscați, aici este că e carta riscurilor. Și Capricornii, în general, nu prea riscă. Poate e cineva care a riscat înspre voi. Variază, dar. La capătul, la în trecutul îndepărtat. Eu zic că aici sunteți voi, cavalerul de monede. Voi care v-ați pus în gând să construiești ceva durabil, că e familie, că este proiect la școală, la job, afacerea voastră, familia, eu știu ce familie, nu știu, v-ați pus în gând să construiești ceva. E trecutul îndepărtat și când în Capricorn își pune în gând chestia asta, o face, da? Pentru că e Saturn. Saturn care este diligent, care are răbdare, se organizează, da? Se adună și ia timpul, time, asta înseamnă Saturn, da? Se pregătește din timp. În ultima vreme sau trecutul apropiat, poate să fie și de un an și de doi, da? Și de o lună și de două. Va apropia și îndepărtat variază de la om la om, da? Luna, niște confuzii, poate că am văzut faetonul să fie cineva cu marcaj în semnul racului, în mod special, pentru că în general atragem opoziții, dar eu zic marcaj. Însă, din experiența și din cunoștințele mele de astrologie, opozițiile Soare-Soare, eu nu le susțin. Dacă e poziție Soare-Venus sau Venus-Marte, da, le mai înțeleg. N-ai cum să intri într-o sinastrie fără o opoziție măcar, da? Pentru că există atracție și magnetism, dar când este opoziție între Soare și Soare, e cam greu de trecut. Mai devreme sau mai târziu se întâmplă ceva. Deci, în ultima vreme, a apărut acest, să zic, în mod special, simbolul racului, că am văzut faetonul, dar poate să fie și alt semn de apă, sau, evident, că sunt multe sauri, confuzie emoțională din partea cuiva, mister, neînțelegeri, frici, frici, frici de frica de a intra într-o zonă foarte, foarte vulnerabilă, necunoscută. Ia uite, 8 de cupe în viitorul îndepărtat, îndepărtat iar variază. Cineva se îndepărtează, folosește această lună plină, eventual, și din punct de vedere al manifestărilor, folosește înțelept luna plină și manifestă eliberări. Bine ar fi voi să vă eliberați de ce vă deranjează, pentru că vorbesc cu voi și țin cu voi. Când o să vorbesc despre alții, o să țin cu alții, pentru că, na, asta e, trebuie să fac asta. În prezent aveți 5 de monede, dar a apărut și 7 de bâte. Trebuie să țineți de ce aveți, mai ales dacă aveți probleme financiare, construiți-vă granițe. Dacă aveți probleme în cuplu, construiți-vă granițe și, în primul rând, granițele personale, pentru că poate și personajul din cuplu să treacă acele granițe și este grav, da? Dacă nu,
oricine încearcă să treacă niște granițe, pentru că sunt niște probleme. O să le clarific. Ar fi bine de clarificat. Sper să nu uit. 5 de monede. Dar aici este partea frumoasă. Centrala, nu mai scot, da? Sau scot. Hai să scot, da? Central. Aveți acest 0 și 1, da? Și dacă în acest moment aveți aceste probleme, posibil să fie o inspirație, o idee, trăsnet, cum să ieșiți din probleme. Dar trebuie să riscați. Trebuie să riscați. Aici este. Sau poate ați riscat și s-au creat problemele. Iar variază, vedeți unde sunteți. Nu, sfatul. Sfatul este valetul de monede. S-ar putea să o luați dacă ați riscat, dacă riscați, va trebui să o luați iar de la început într-o nouă direcție, 0 și 1, dar asta e cu răbdare. Mai schimbăm și direcțiile, nu putem să mergem toată viața pe o singură direcție. Altfel nu creștem, da? Trebuie să o luați de la 0-1 și să aveți răbdare să studiați în primul rând, pentru că valetul de monede studiază. Studiază. Pentru unii poate să fie un alt semn de pământ, pentru alții să fie copilul, să fie copilul între, eu știu, dintre, dacă voi aveți probleme în cuplu, să fie copilul vostru. Dar ce e interesant, trecând peste asta, eventual, Nu zic, nu țin musai să scot în evidența asta, dar pentru unii, nu pentru toată lumea, pentru că odată cuplu distrus este distrus, cu copii sau fără copii. Dar pentru unii, posibil, un copil să vă poată ajuta să vă echilibrați problemele din cuplu. Posibil și asta. Dacă aveți altfel de probleme în cuplu sau financiare, această idee trebuie materializată. Trebuie materializată. Studiați-o pentru că puteți crea ceva durabil și, în primul rând, care vă poate echilibra. Repet, poate să fie un alt semn de pământ sau cineva care vrea să vorbească cu voi. Variază. O să clarific și asta. Exterior. Regele de bâte. Interesant că central apare asul de bâte, da? Este un personaj. Trecând peste faptul că este excepțional de magnetic, atractiv, bărbat-femeie. Poate să fie femeie în energia sa masculină, da? Trecând peste asta, poate să fie un șef la locul de muncă care vă dă un proiect. Da? Și aici este provocarea. Riscați să vă implicați în ceva ce n-ați mai făcut, dar care vă poate oferi un potențial. Vedeți? V-am zis, fiți mai flexibili. Nu degeaba, nu, da, nu de asta, de alta dată asta ascultați canalul meu, pentru că ofer mai multe variante. Bănuiesc, nu știu ce fac alții. Nu am timp nici de canalul meu, după cum vedeți, am foarte multe proiecte. Exterior, poate să fie cineva foarte atras de voi, poate să fie cineva dominator sau poate să fie, o să clarificăm, cineva care vă inspiră, pentru că regele de bâte inspiră autoritate, stabilitate, independență, măcar în afaceri este întreprinzător, poate și o chestie creativă, pentru că la capătul setului, uite că am și uitat să vorbesc, da, o să vorbesc, la capătul setului de cărți aveți vindecătorul și artistul, da? Da. Și acum, pentru că aș fi vrut să vorbesc la început, dar poate că așa a fost să fie. Se leagă, are legătură cu această carte care vă influențează. Alt mesaj care a venit este consiliere. Trebuie să stați de vorbă cu cineva. Voi sunteți într-o variantă mică, într-o privință, repet, poate să fie un proiect, poate să v-ați luat teren, v-ați cumpărat casă și aveți multe de făcut și atunci sunteți la început de drum într-o privință, da? Și aici este un alt personaj care este un pic mai bine în avans și vă influențează. Poate să fie o consiliere financiară, da? Și nu doar niște planuri, cum să fiți creativi, că am zis că la capătul setului de cărți aveți și artistul și vindecătorul. Și rezolvând problema aceasta financiară, vă vindecați, da? Însă, pentru alții, dacă aveți probleme în cuplu, din cauza cuiva care este foarte tentant sau dominator sau vă atrage, eu știu ce. Da, vedeți cum este. Dacă aveți probleme în cuplu din cauza acestui personaj, poate că ar fi bine să faceți o consilieră să vedeți cum să rezolvați problema. Dar nu obligatoriu. Există această influență. Poate să fie și tată, e figură masculină, poate să fie și mamă, repet, într-o atitudine bărbătească. Zoe, fi bărbată.
Și vă este teamă de temperanță. Dacă acest personaj are marcajul în săgetător, poate că aici este provocarea. Va atrage, dar trebuie să și riscați. Ați risca, poate unii dintre voi variază. Dar aici este temperanța, răbdarea. Voi, în general, capricorni, știu că au răbdare, mai ales în relații, dar și profesional, în general. Capricornii nu se riscă. Dacă se riscă, înseamnă că e o chestie în care ei oricum știu terenul sau nu se implică foarte mult. Nu exterior, de ce vă este teamă de temperanță? Pentru unii posibil de un proces de vindecare prin care treceți voi sau altcineva. Pentru că văd în exterior, în viitor îndepărtat, deci în prezent și viitor îndepărtat, aveți 5 de monede, probleme financiare în cuplu, relaționale. Așadar, și în viitor, 8 de cupe, eliberare emoțională și mers către satisfacții personale, în sensul frumos al cuvântului, da? Dragoste și stimă față de noi. Și asta înseamnă 8 de cupe, înseamnă un proces de vindecare, 8 înseamnă transformare, da? Casa 8 a scorpionului. Și a apărut vindecătorul și artistul. Vedeți cum vă strecurați acest mesaj. Însă, unora vă este teamă că nu vă veți elibera, nu vă veți echilibra, nu vă veți vindeca. Poate unora dintre voi, pentru că au tendința, nu toți capricornii, dar unii capricorni au tendința fiind foarte pragmatici și materialiști, în general. În general, nu pun etichete și nici nu arăt cu degetul, dar majoritatea capricornilor așa sunt. S-ar putea să unii dintre voi să nu aveți încredere în terapia prin înger sau mai bine zis prin rugăciune. Să fie o neîncredere, nu musai frică. Acum ce vă doriți? Doi de spade. Să blocați pe cineva sau dacă nu vreți să blocați comunicarea cu cineva pentru că tot aveți niște probleme în prezent și urmează pentru unii eliberarea emoțională a voastră sau a lor. Dacă nu vreți să blocați, poate să fie nevoia voastră de tăcere și tăcere necesară ca să luați niște decizii importante. Trebuie să alegeți acel 0 și 1, acel 0 și 1, versus problemele. Ce reușiți să faceți? Să comunicați cu cineva, valetul de bâte. Poate cu acel rege de bâte, as de bâte, da? Să reușiți măcar să comunicați ceva, cât să mișcați lucrurile. Pentru că sfatul este valetul de monede și reușiți să faceți valetul de bâte. Adică să găsiți idei. Dar la modul practic, dacă asul de bâte e o stare virtuală, da, meșteriți ceva, asta înseamnă valetul de monede, meșteriți ceva, orice ar fi, da? Și meșterind, vă vin ideile. A, ia să pun așa și inventați ceva, o soluție, găsiți o soluție bună la o problemă. La o problemă. Evident că poate să fie și comunicare erotică, pasională pentru cei care într-adevăr sunt tentați de așa ceva, dar nu obligatoriu. Uite, valetul de bâte și trei de bâte. O comunicare cu cineva pe care i-ați așteptat, îi aștepta să vină de la distanță. 3 și cu 1, 4. Se creează o prietenie, o susținere, o colaborare. Poate să fie și colaborare, am zis, profesională. 4 de bute. Poate să însemne foarte mult. E o carte optimistă. Nu înseamnă musai casă sau nu înseamnă puteți să lucrați de acasă sau cineva care lucrează de acasă sau din cauza lockdown-ului, eu știu pe unde să fi început o afacere online, acasă. Da. Aici este. Aveți putere. E, 4 de bâte. Aveți putere că puteți să creați ceva rezistent și frumos, nu cum este aici. Este rezistent 5 de monede, dar cu probleme. Scârție, scârție, cuplul acela scârție. Cel care apare în viitor, că este următoare, dacă faceți consiliere eventual, puteți să deveniți puternici împreună și să fiți minunați, 4 de bâte, da? Dacă nu, repet. 4 de bâte, poate. E un moment frumos de întâlnire cu prietenii, de reușită.
La capătul setului de cărți aveți eremitul, eremitul care studiază, ia uite, și transformarea. A fost o situație dezechilibrată aici. Altfel, de ce ar fi murit dacă era echilibrată, nu? Și trebuie consiliat, uite, consilierul, valetul de cupe, cavalerul de cupe, da. A trebuit să alegeți și la un moment dat a trebuit să alegeți, da. Unii dintre voi ați sperat sau ei au sperat un semn de apă sau alt semn de pământ a sperat la o căsnicie, relație de lungă durată cu voi. Și se pare că nu a mers, că ați fost puși la un moment dat să alegeți. Și ori ei au ales transformarea și încheierea relației. Vedeți pe unde sunteți, poate voi ați ales, da? Doi de ea unde este? Doi de bâte. Vedeți? Posibil. Unul dintre voi, zic, e mai corect așa, unul dintre voi ați ales transformarea, încheierea relației și tăcerea, o tăcere necesară ca să analizați și ca să vă înțelegeți, eu știu, viața, lecția. Clarificăm nebunul. Asul de bât arată bine, în principiu am zis destule, puteți să-l integrați în viața voastră într-un fel sau altul. Dar, central este nevoia de... O să mă aplec un pic, nu? Nevoia... De a începe ceva. Interesant că am scos cartea, am ridicat cartea așa. 8 de bâte a fost clarificat, o nebună a fost clarificat cu 8 de bâte invers. Aici este problema. S-a văzut și în viitor cu valetul de bâte și 3 de bâte. Se așteaptă de la drum. Se așteaptă ca cineva să vină. E o chestie nume care ține de călătorie și probleme care marchează această călătorie. Ori imposibilitatea de a călători. Ori unii poate nu vor să-și facă test sau nu vor să-și facă vaccin ca să poată să călătorească eventual. Sau ceva nu merge, nu se comunică. Că am văzut și aspecte care țin de tăcere sau probleme de comunicare într-o privință. Au fost clarificat. Și aici este problema. Cum să o iei de la zero dacă nu se comunică suficient de bine? Sau dacă cineva nu vine și sunteți puși în așteptare? Dar va veni și momentul acela pentru că dacă, se pare că totuși o să comunicați undeva în august. Poate chiar la sfârșitul lui iulie, pentru că 8 de bâte invers vine, intră către 7, da? Poate la sfârșitul lui iulie totuși comunicați, pentru că sfatul și reușita este, sfatul este valetul de monede și reușiți să faceți valetul de bâte. Asta înseamnă comunicare. Într-un fel sau altul veți comunica. E o comunicare așteptată, tot așa, la distanță. 3 de bâte scoate în evidență faptul că a fost, da, acest 8 de bâte invers. Cel puțin în prezent este. Poate la un moment dat se va schimba, se va, da? Cu răbdare. Dacă aveți răbdare și putere, se va manifesta, repet, dacă nu e 4 de bâte, înseamnă foarte mult, dar poate să însemne și colaborare, da? Prietenie, reușite. Clarificăm. Da, a fost o dezamăgire. În căsnicie. E o încheiere de capitol, da. Iar apare faetonul pentru cineva rac, dacă nu e obligatoriu să fie rac, cineva ar fi vrut să meargă înspre destinul său și a produs suferință. Dar asta e, dragii mei. Uneori, când ne alegem destinul, nu putem să-i protejăm pe toți și nici pe noi nu ne putem proteja de răni. Face parte din distracție. Da, distracția în această viață, vorba vine distracție, face parte din destin, da, suferința. Nu ne putem feri de așa ceva. Clarificăm 5 de monede în prezent pentru căpriuțe. Căpriuțe. Ia uite, 8 de monede, aici este. Trebuie să munciți foarte mult în acest cuplu. Poate să fie și la colaborare la locul de muncă. Poate trebuie să vă schimbați jobul, că tot aveți influența aceasta plină de inspirație, de... O să clarific, să vedem ce înseamnă regele de bâte. Poate aveți un șef sau o șef foarte dominatoare și aveți probleme și atunci trebuie să munciți tot timpul și mai mult și mai mult și mai mult. Da? Posibil să fie probleme la locul de muncă sau în cuplu în care aveți probleme. Trebuiască să munciți foarte, foarte mult. Da, or fi și doi cu marcaj în semn de pământ, dar uite, granițe personale despre care am mai vorbit. Trebuie să renașteți și ca să renașteți,
să vă treziți, să manifestați soarele, trezire, bucurie. Asta înseamnă renaștere, uite soarele e aici, da? Dar aici este că a apărut temperanța în poziția fricilor, poate unii, nu, încă nu ați lucrat suficient de mult cu voi și nu vă ascultați intuiția. Nu înțelegeți, de fapt, ce zice viața, ce zic îngerii, prin anumite situații din viață. Și încă sunteți defensivi, într-un fel sau altul. Vedeți unde sunteți. Clarificăm valetul de monede, căpriuțe și capricorni. Valetul de monede. Că e sfat și este foarte important. Luna înseamnă foarte mult, ați văzut și voi. Aici este doi. Alegeți. Alegeți să puneți în practică, nu să stați pe loc. Buta aceea e importantă, ideea e importantă, dar dacă nu puneți în practică, degeaba. Iar o chestiune care ține planuri de călătorie, pentru că am văzut mai devreme, da? 8 de bâte invers, da? Cum manifestați? Cum manifestați? Dacă nu comunicați, dacă nu călătoriți, cum manifestați acest nou început? Da? Și am văzut în viitor, ca și realizare, 3 de bâte și puterea, adică așteptarea aceasta, așteptarea, asta înseamnă oarecare așteptare, dar constructivă, în care vă faceți planuri, faceți primii pași, mai așteptați, iar mai faceți, tipic cavalerului de monede sau valetului de monede, cu răbdare. Dar ce este frumos că amândoi țin ceva în mână, da? Acest proiect, dacă e un proiect, repede, orice natură ar fi, poate să genereze o întreagă afacere la nivel mondial pentru unii. Da? E o nouă lume. Vă creați o nouă lume. Și dacă nu neapărat la nivel mondial, la nivel local, da? Vă creați o nouă lume. Trebuie tot timpul să călătoriți în această lume. Și aici este o altă problemă. Cum veți călători dacă alegeți anumite lucruri? Da? Oricum, sfatul este să alegeți. Hai totuși să mai iau încă o carte. Și să colaborați. Să colaborați. Trebuie să o analiză și patru de cum să renașteți într-o privință, voi știți în ce privință, da? Cum să renașteți într-o privință, patru de spade și trei de monede. Mai dăm o carte, ia, pentru ce? Clarificăm acest doi de bâte. Mai dăm o carte pentru acest doi de bâte în poziția sfatului. Pentru căpriuțe. Căprioare, mă. Căprioare. Sunt multe Pisces, prea multe. Aici este. 9 de monede. Poate că sunteți între... Poate. Unii dintre voi sunteți mai tineri decât persoana care vă interesează. Alții, da? Alții, nu neapărat că sunteți mai tineri, nu aveți atâta reușite cât are o persoană care vă interesează. Ar putea să fie acest rege de bâte, 9 de monede, una și aceeași persoană, da? Pentru alții, ca să ajungeți independenți, trebuie să alegeți o nouă cale și să vă implicați pas cu pas asta. Dacă aveți probleme financiare, trebuie să munciți aproape de două ori, da? Da? Să munciți foarte mult ca să depășiți, dar... Proiectul la care, ideea la care vă gândiți sau persoana, e o persoană, vedeți și voi, independentă, împreună puteți să faceți ceva minunat, 9 și cu 10, da? Să vă creați stabilitatea pe care, în general, Capricorniu își-o doresc, profesională sau sentimentală. Vedeți unde este sfatul, am zis de la început. Aveți niște conflicte, aveți cineva, pe cineva... Cineva care vă invidiază, da? Ar vrea să comunice, dar comunicarea nu este tocmai plăcută. Chestiune care ține de aer. Aspect care ține de aer. Aveți, da. E cineva care vă invidiază sau vă face șicane într-un fel sau altul. Dar, trecând peste asta, orice ar fi, alegeți, dragii mei, independența și cu răbdare o veți construi. Și proiectul la care vă gândiți sau ideea, soluția, eu știu ce, pasul acela, clarificăm regele de monede. Influență exterioară, regele de monede. Nu de bâte vreau să zic.
să mai amestec. Regele de bâte. Opa! 9 de spade. Cineva își face griji și simte multă pasiune pentru voi. Aer, foc, voi știți. Acest personaj își face griji. Nu doarme noaptea. Își pune întrebări fără răspunsuri. E supărat, e în lacrimi sau supărată, are niște conflicte interioare, are un consum de energie, o apăsare, da? Ar vrea să schimbe energia, dar ceva nu merge. Mai dăm o carte pentru această influență exterioară. Foc sau aer, dacă asta vă spune ceva, nu sunt prea multe, nu e prea multe. Influență exterioară, regele de bâte. Probabil că e o tentație pentru unii, cum am zis, când acel as de bâte poate să însemne foarte mult. Posibil să fie o tentație. Ah! Patru de cupe, am zis? Că plânge a revenit, da? Patru de cupe. Ar vrea să comunice, să-și exprime sentimentele sau să-și ceară scuze dacă a făcut o minunăție, dar... Deci, acest rege de bâte, cine o fi... E în lacrimi, da? Poate nu e rege de bâte, poate este de apă sau de aer, da? E o persoană care își face griji și e supărată. Orice, orice zodie poate fi. Însă are mult foc, multă patimă și pasiune, dar ceva s-a creat între voi. A fost un al treilea element, al patrulea, s-a pierdut o ocazie, s-a pierdut ceva. Deci acest personaj este în regrete și în stres. Că o fi soțul vostru sau soția sau, eu știu, la cineva. Vedeți. Da. Clarificăm temperanța, poziția fricilor. De ce ar fi temperanța în poziția fricilor? Temperanța pentru Capricorn. Iar am vorbit multe. Ia uite, asul de monede. N-aveți încredere, temperanța ținești de încredere, trebuie să vindecați. Să vindecați un început cu cineva care nu a mers, deci a rămas la faza de început. Trebuie să vindecați, să vă vindecați pe voi eventual. Trebuie să aveți răbdare în viitoarea în viitorul proiect sau viitoarea relație. Trebuie să aveți răbdare și aici e de domeniul fricilor. N-aveți încredere, poate cuvinte aici. Unii dintre voi n-aveți încredere. Că se va schimba energia într-un fel sau altul. Sau poate ei. Clarificăm 2 de spade. 2 de spade, sunt multe, nu? 2 de spade în poziția dorințelor. Ce trebuie să știe Capricornii despre 2 de spade? Ce își doresc? 2 de spade. 2 de spade. Regele de cupe. Ori semnul de apă despre care am vorbit, da? V-a blocat, dar e poziția dorințelor voastre, da? Ori voi ați blocat, a băda apă și aici, da? Asta este luna în trecutul apropiat sau confuziile neapărat, da? Ori semnul de apă v-a blocat, ori voi vreți să blocați acest semn de apă pentru că trebuie să luați o hotărâre. Și nu e obligatoriu să fie semn de apă, poate să fie... Pentru că eu văd multe variante. Dragii mei, dacă e vorba să alegeți, alegeți consilierea în cuplu, că puteți să fiți cu orice semne, da? V-am zis, poate să fie ascendent în rac, scorpion sau pești. Alegeți, pentru că e vorba de alegere, consilierea, pentru că acesta a fost mesajul. Alegeți consilierea. Regele de cupe poate să fie un consilier de suflet, da? Un psiholog foarte bun. Alegeți regele de cupe, alegeți dragostea necondiționată, profundă, alegeți. Evident că poate fi și primul mesaj, vedeți unde sunteți. Da. Iar, interesant, alegeri. Eu nu simt musai că sunteți îndrăgostiți pentru că aveți de ales. Între o colaborare, aici sunteți voi. Și apar totuși trei persoane. Și atunci trebuie să alegeți. Apare și cineva care vine cu vești, cu o energie foarte vibrantă. Ia uite, magicianul și
cavalerul de spade, cu vești, cu dorința de a comunica. Dar n-aș spune musai, da, nu simt că acest îndrăgostiți înseamnă musai, că sunteți îndrăgostiți. Poate, da, poate nu. Important este că a apărut în acest context 2 și 2, da, nevoia de alegere și interesant că și sfatul, da, 2, 2, 2 să vă spună ceva, scoate în evidență această, acest timp de decizii, da? Alegeți. Pentru că am zis, în viitor apare 8 de cupe și asta înseamnă 8 de cupe merge către nouă, către dragoste față de voi înși vă către, sau cineva se eliberează de voi, sau voi vă eliberează cineva. 8 de cupe, clarificăm. 8 E cineva care este într-o formă de tăcere. Probabil că soțul, soția sau cineva de la job. Da, poate să fie și de la job, în care aveți, să zic, un contract. Poate sunteți toți pe același contract la job, poate aveți contract de căsătorie, da? Și totuși e o tăcere, este o însingurare. Și acest personaj se eliberează, da? Poate nu se eliberează de voi, poate se eliberează în viața lor. Vedeți unde, vedeți cum variază. Poate o persoană dragă care se eliberează de familia lor sau de un job și merg într-o nouă direcție. Și deocamdată vorbiți mai puțin, da? Comunicare mai puțină pentru că au multe de făcut la nivel legal. Dragii mei, fiți deschiși la mesaje pentru că viața e complicată și o etalare generală, colectivă, nu vă poate da răspunsurile la toate întrebările, dar poate da câteva idei de ce ar putea să se manifeste sau predispoziția energetică într-o anumită perioadă. Valetul de bâte. Clarificăm valetul de bâte. Iar am vorbit. Valetul de bâte. Ia uite, schimbați energie. Vreți să schimbați energia. Vreți să generați. Generați energie. Poate unii sunteți generatori. Generați idei, generați schimbare într-o formă sau alta. E frumos. Poate cu unii dintre voi aveți o întâlnire de destin cu cineva cu marcaj. Marcaj în semn de foc. Pentru că urmează 3 de bâte, 4 de bâte, da? Puterea. E o întâlnire și un mesaj. Întâlnirea ca întâlnirea e un mesaj care vă schimbă destinul sau vă schimbă energia, vine cu niște idei. Vedeți? Sper că v-a plăcut și ne întâlnim și cu altă ocazie. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Numai bine!